La urma urmei, data trecută ai pus tu punct, acum ci că a pus el. Adică nu se știe în ce punct sunteți. Adevărat și asta. Nu să te încurajezi, vai, să fii cu el, sau chestia asta, dar să lași lucrurile să meargă de la sine. Și să nu te închizi în tine. Lorena, cum e corect? Casper sau Gasper? Casper. 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 Cu C. În fine, o fantomă. Da. Casper. 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 Da. Așa. Ai, te rog frumos, fantoma. Atunci. Da. Totuși, eu cred că e... patru luni, Lorena. Da. Da. E foarte... Da, da. Da. În, azi încât suntem 4 septembrie? 4, cred că, sau 5. 4 sau 5? 5. Fetelor, azi e 4 sau 5 septembrie? 5. 5? Da, totuși a trecut destul de mult timp și eu cred că îți dai seama. Știi? Nu, n-am 4 luni de cunoaștere cu el. Nu? Nu. Voi v-ați plăcut de la început? Eu am intrat în emisiune pe 8 mai. Și el a venit după o săptămână. Mă rog, aveți adică pe 15. După o săptămână, ok, aproape 4 luni. Aproape, am zis eu bine. Oh my god, e foarte mult timp și totuși... Da, da, între noi oricum lucrurile au avansat mai greu. La un moment dat am început să stagnăm foarte mult. Dar tu te-ai vedea cu el în afară? Adică cum îți închipui tu că o să fie viitorul vostru când ieșiți de aici? Te vezi locuind cu el sau... Hai să fără să mă uit la tine ca să fiu sinceră, da? Da, uită-te în gol, vorbește cu... Deci, că evit eu foarte mult când... mie îmi place de George, așa ca... Bine, gata, dacă vrem așa lângă tine, nu mă uit la tine, mă uit și eu drept. Mă face foarte mult să zâmbesc, nu știu, dar uneori glumele pe care le are mă enervează. Mai lăsa. Ai, puneți, n-aveți o pătură, să acoperiți... Acoperiți cu păturică ceva, să nu-l mai vedem. Hai că ne-am suferă. Vedem a, da, bine. Eu nu sufăr sau ce? Ce, nu o să ai susținerea de la sora ta Bianca acum? Păi, gen, eu mă simt prost, am o stare destul de nașpa și tot tu suferi. De ce nu ești tu ăla bine, nu? Dacă e așa. Pentru că el când voia să plece acasă, eu râdeam non-stop, nu râdeam cu el. Unicul cu care vorbea acolo de băieți care era disponibil să-l asculte era Alexandru. Acum Alexandru nu are cu cine vorbi. Ce mai întâmplă? Mare pierdere. Dar nu e vorba de prieteni, că nu cred că erau prieteni. Nu, dar mare să vorbească, pierdere, nu? Cumva nu știu, și în afară ieșeau împreună, nu? Nu erau ei prieteni așa, dar în sens vorbeau în casă. În casă, da, lui. Și acum o să vorbească și mai mult singur. Cum facem? O să împrietenească cu Moise încet. Da, că și cu Alexandru s-a împrietenit, da. Chiar dacă... Probabil. De la început. Măi, dar chiar dacă Moise nu se îndreaptă... Spre tine, clar, pentru că m-a oprit lupta. Ce va face? Moise? O va cunoaște pe Irina. Păi n-a trecut Irina la atac deja. Irina se îndreaptă spre Moise mai degrabă. E bune? A, de asta tu ziceai că ea eu se duce să se joace. De când a fost aici, dar apucă pe mine așa. I-a reamintit faptul că ea aici. Era în topul lui 3. Păi eu mi-am dat seama de ce l-a votat. Și da? Moise a zis, Gală. Erai tu în topul meu? Ca și cum am zis eu asta, știi? Și a zis că da. Și a zis el, păi nu, dacă am zis că îmi place părul tău atunci și așa, nu, asta nu înseamnă. Și i-a dat votul în gală. Da. Lui. Ca să iasă lider. A plecat Alexandru Lea pe Moise. Și el i-a spus că o să se revanșeze față de ea. Iar acum s-a dus să joace cu el. Și de asta eu am făcut lider. Eu de asta am spus, te duci să te joci cu Moise. Dar eu n-avem efectiv pe cine altcineva să votez ca să nu să se interpreteze. Dar nu e vorba de tine, vorba de faptul că ea i-a reamintit lui. Gen. Vezi că sunt topul tău. Da. Nu m-am așteptat așa ceva. Adică poate m-am așteptat, dar nu așa repede. Simpatică? Nu-mi place așa compliment. Nu-ți frumoasă place. Îmi place. Păi lasă să zic, n-am ales adevăr. No, așa, simpatică, am zis una. Și tu. De treabă. Uite-mă la ea. A, păi nu poți să zic. Zi. Așa, bine. De treabă, deci așa. Două. Hai mă, frate, că, mă! Cred că stau în urmă. Hai mă, zi, bă! Stai că nu-mi vine în cap. Stilată, dă-i.
Dar nu ajută. Da, că merge. Ok, că merge. 3. Așa, băi, mă dorm mâine deja. Apoi gândești mai repede. Da. Nu, ca zis. Îți place fundul ei, dă-i drumul. Nu. Ai nu. Mă dorm. Hai. În zi, măi, se concentrează. Are buze frumoase, are nas frumos. Tu mai rău faci acum cum sex fizic îngrijit. Așa? Și? Miroase bine, îți place pirsul ei. Stare tehnică. Un zâmbet frumos. Gata, ai bravo. Hai, 5 ai spus, dar n-ai făcut încă 5. 2, 3, 4, 5. Doar cu el vrei să joci. E bine, cum? Doar cu el vrei să joci. Păi a venit. Adevăr sau provocare? Hai, că nu mai știu cum venea. Vezi că la risa ta tu. Provocare. Provocare alegi, da? Ai pus tu implicat, ai pus la baie. Eu te provoc. Nu, eu trebuie să dau. Nu, eu, tot eu, nu, că acum eu sunt, ca să fim la egalitate, eu te provoc. Păi egalitate 1-1, nebunule. Nu, e 2-1. Cum să fie 2-1? Da, 2-1. 2-1 e. Așa, te provoc să îi dai un sărut. Da, cum să nu? Un sărut. Nu, stai. Un sărut pe genunchii lui Robert. Termină, eu nu joc. Dar nu trebuie să joci. Să nu cum trebuie. Bun, atunci hai să lăsăm pe secret umbre. Hai că te întrebi. Bine, pe nu, 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 pe Laurenț, nu. Nu, hai, pe genunchi, pe genunchi. Deși tu mi-ai pus grele, că am stat tu mâini. Face după asta probleme. Pe genunchi. Nu. Hai să rămână doar între voi doi. Hai. Între noi doi? Hai să spune Laurenț. A, deci între ei doi acum. Între voi doi provocările astea. Între mine și ea? Adevăr sau provocare? Provocare. Hai ce mă dormire. Am stat prea mult. Ești bine? Să știi că ieri a fost foarte trist aseară, Alex, înainte să plece. Mm-hmm. Și a zis că când o să ieși de aici, dacă o să ieși, o să te caute. Serios? Da. A zis că îi pare atât de rău că n-a putut să aibă o idei cu tine măcar sau cea. O să vrea să mănânce o ciorbă dreasă cu gălbenuș de ou. Da. Foarte rău i-a părut, sincer. Era... Vreau să... Te cred. Îi dai ăsta în gură lui Moise. Hmm. Uite, mușcă-l? Eu nu mănânc așa ceva. Păi dar nu trebuie să-l mușcă. Să-l mușcă el și după ce îl scuipi. Îl transport. Da, ești, bă, eu din astea... Acum bine. Asta vrei să faci, da? Da. Nu, nu vreau. Lui Moise, eu mă joc doar cu el. Păi lui Moise, dai, nu mie. Mi s-a usucat gura, are. Păi da, da, nu, da, ar fi un deranj pentru tine, gen? Da, nu vreau acum, sincer. Nu vrei să faci? Nu. Ce te vrei să-l mănânc eu? Nu, tot în gură trebuia să-i le. Hai, stai liniștit. N-o zi altă provocare atunci. De fapt... Te lasă mai schimb, adevăr sau provocare? Gata, nu, de asta nu vreau. Opa. Adevăr sau provocare? Provocare. Poate să-ți dau. Păi tu, că a refuzat-o pe asta. Am înțeles. Veni că nu era de la cu picior. Bun. Vreau să... îi ridici tricoul lui Moise de aici. Oh my God. De aici până aici cu dinții. Nu, nu vreau. Păi tot, da, hai să mai au singură jucare. Mai au singură jucare. Stai, eu am venit aici să-mi ridic starea, pentru că eu acolo cu nimeni nu vorbesc. Păi ridici, Lorena cu mine nu vorbește, noi nu vorbim. Și am venit să mă distrez, dar voi de-am oprimă. Cu Lorena nu mai vorbești? Altceva. Nu mai vorbești chiar. În fine, altceva, hai că discutăm chestiile astea acolo. Și așa, vreau să te iei cu Moise, vino sus în picioare. Sensibilă pe partea asta cu prietenia, că te-a trădat și de câte o prietenă bună. Vino sus în picioare, Elina. Și nu era sus, îți dau ultima provocare și nu ai voie să nu accepti. Te pui așa cu Moise. Ok, așa? Da, așa. Okay. Și faceți amândoi genoflexiuni. Vreau 10. Lași frumos până jos. Dar să putem, oare? Nu știu, hai să vedem. Unul stă cu picioarele mai depărtate, dacă nu. Dar nu știu dacă să putem. Tu stai cu picioarele mai apropiate și cu ele mai depărtate. Sau invers. Hai jos. Vini și veniți așa amândoi. Bun? Vreau să văd de 10 așa între voi. Am ciocolată. Poți să merg până la baie? Da, ai ciocolată. De ce ai emoții? Nu, nu am emoții. Hai. Dar nu. Uite, odată mi-a trimis-o pe Lorena. Lorena a fost în topul meu când am intrat în casă. Și a trimis-o să interacționeze cu mine, să vadă cum reacționează. Da, și m-a supărat chestia asta. Adică, cum ai putea tu să mă trimiți pe mine la Bianca acum, ca să-i vezi reacția lui Bianca? Dar n-aș face asta. Pare. Păi aia zic că n-aș face asta, știi? Adică o supui la test. Dar ce? Nu sigur pe mine sau cred că... Dar, nu, dar eu am avut și o vorbă așa de... Nu, n-aș face jocuri din astea, n-aș face. Cine se pune la test, suntem dispozitive. Da, alte jocuri aș face, dar nu genul ăsta, gen să te trimiți, să te trimiți pe tine. Dă-te tu pe Cozin până la Bianca și... Și să văd cum reacționez. Cum să reacționeze? Ți se pare dacă normal? Femeia știe ce vrea și eu după, știu ce vreau. Și după toată asta, după ce i-am spus că m-a deranjat și așa, și tot i-a s-o supărat. Mai ales că tu poate ai fost pus într-o postură nașpa, știi? Păi, îți dai seama.
Adică mă pui, eram, dacă mă certam cu Laurențiu, de exemplu, din cauza asta. 10? Da. Și, ești gata? Da. Dar unde-ți mă uit? Hai să vedem. A, trebuie să-mi dați ochii în ochi, da, uite. Păi azi, da, și. Dacă așa jos? Coordonați, dacă v-ați acronizat? Hai să mai aproape, pic, că mai aveți loc. Eu nu pot așa jos. Mai aproape. Eu vrem mai aproape. Încă un pic. Hai, ok. Atât. Bun, deodată, și. Mai în stânga, că dau un genunchi în genunchi. Păi ăsta trebuie să le fac corect. Nu vă dați, uite în ochii lui! Și nu vă dați la o parte, uite-mă la ei cu bag. Cât te-am făcut? Nu știu, camera. Bine. Aoleu. E bine, ok. După ce că am făcut flotări, mai faci și ciro. Gata, măcar zâmbesc. Până acum nu zâmbeam deloc, eram serioasă. Hai, mai aveți abdomen. Bun, aleg adevăr. Tu alegi adevăr? Așa. A, alege provocare, o, nu mai fi așa că jucă. Hai, zi, un adevăr. Ce simți cu adevărat către Lorena? Cu adevărat, acum, în momentul dat. Aș vrea să iau în brațe și să o sărut. Și de ce nu faci asta? Nu vreau.